O porțiune de 2,8 km din drumul județean care face legătura între comunele Heleșteni și Alexandru Ioan Cuza era asfaltat ieri de drumari pe ploaie, fără să respecte vreun normativ cu privire la modernizarea infrastructurii rutiere. Senatorul ieșean Maricel Popa s-a deplasat la fața locului și l-a somat pe președintele Consiliului Județean Costel Alexe să plătească lucrarea din banii proprii. Președintele PSD Iași a sesizat Inspectoratul de Stat în Construcții să verifice de urgență calitatea lucrărilor efectuate. Asfalt gata pus. Pus pe ploaie la 60 de grade, avea asfaltul. Afară sunt 2 grade. A plouat. Uitați cum se pune asfalt la drumul județean Iași. Din păcate, bătaie de joc. Asfalt pus direct pe pământ. Pus în uroi, plus în mocirlă. Terenul nu este pregătit sub nicio formă, e bătaie de joc, bătaie pe banii publici.